genul programului Pamflet. De vreo lună, centrul Sucevei a fost închis în vederea reamenajării zonei din jurul Palatului Administrativ. Perimetrul ce va deveni pietonal. Chiar dacă în clădirea respectivă lucrează autoritățile județene și reprezentanții executivului în teritoriu, lucrările țin de primăria municipiului. Greu de crezut însă că atunci când s-a hotărât derularea acestui proiect, n-au fost consultări informale între instituții. În principiu, au fost probabil de acord asupra ceea ce va deveni zona respectivă și au demarat lucrările. Dar, cum conducerile instituțiilor cu pricina aparțin politic unor formațiuni diferite, nu e de mirare că și-a băgat dracul coada. Ori își pun bețe în roate unii altora, ori firma angajată de primărie chiar își permite sub nasul autorităților județene o aroganță. Adică nu ne miră că și-ar permite așa ceva cu noi, cetățenii, dar și cu ei? Asta da curaj. N-avem răspunsul la întrebare, dar situația ne arată că la nivel instituțional nu se poate discuta ca între oameni. Prefectul solicită Inspectoratului Teritorial în Construcții să verifice lucrările de reabilitare din jurul Palatului Administrativ. Totul la cererea Consiliului Județean, care își face griji și se întreabă dacă nu cumva s-a încălcat vreo lege, căci șantierul este în imediata vecinătate a unei clădiri monument istoric. Același Consiliu a cerut și primăriei, abia acum, după o lună de la începerea lucrărilor, să spună dacă există un proiect tehnic și să dea detalii de execuție și organizare de șantier. O astfel de solicitare nu poate decât să ridice un mare semn de întrebare. E posibil să nu existe un proiect tehnic? E posibil ca primăria însăși să lucreze fără respectarea prevederilor legale? Așa se pare, atâta vreme cât prefectul, garantul respectării legii în teritoriu, pune astfel problema. Rămâne de văzut dacă e o vendetă personală cu iz politic sau încălcări flagrante ale legii sub nasul autorităților. E drept că ar mai fi o variantă care le conține pe ambele. În punct de vedere, Alina Mihăiscu, sunt cele bune.